Polițiștii constanțeni trebuie să elucideze un caz de dispariție în care este implicat un minor de numai 10 ani. Ciprian Logofato a reclamat la secția 2 poliție dispariția fiului său Vlad, despre care suspectează că ar fi fost răpit chiar de către mama sa. Băiețelul a fost dat în urmărire națională de către polițiștii constanțeni. Ciprian Logofătu, tatăl copilului, povestește că în săptămâna trecută Vlad a mers la mama lui pentru câteva zile înainte de începerea școlii. Duminica acesta a mers la locuința fostei soții să-și ia băiatul acasă, dar nu a găsit pe nimeni și atunci a apărut prima urmă de îndoială. Copilul bănuiesc a dispărut de vineri, data de 11, dacă știu bine, 11-a noua, deoarece momentul în care am venit să-l iau, nu l-am mai găsit. N-am găsit-o nici pe mamă, nici pe copil. În schimb, am găsit un bilet de la fosta mea soacră în care îi reproșea fiicei că nu a venit în vizită vineri dimineața și așa mi-am dat seama că e plecat cel puțin de vineri. E plecat. Sunt disperat. Deci, practic, e viața copilului meu în joc. Sunt disperat. Nu vreau decât să-l găsesc, să știu că este bine. Copilul acesta a trecut prin niște traume destul de mari, își revenise cât de cât și acum mie să nu-l dea iar peste cap. Ciprian Logofătu susține că fosta lui soție are probleme psihice, anul trecut fiind chiar internată la secția de psihiatrie de la Palazul Mare, dar a fost externată de către mama ei pe semnătură după câteva zile. Femeia le-a mai spus apropiaților că ar vrea să plece din țară. Ea vrea să plece, inclusiv din România vrea să plece. Pe pagina ei de Facebook apare Utah, ca și locuință. În Statele America, Unite, da. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii secției 2 au fost sesizați cu privire la dispariția minorului Vlad Andrei Logofătu, în vârstă de 10 ani, din Constanța, care la data de 8 septembrie 2015 a fost încredințat de către tată fostei sale soții, mama copilului, urmând ca aceasta să-l aducă înapoi la domiciliu la data de 13 ianuarie 2015, lucru care nu s-a mai întâmplat. Minorul în vârstă de 10 ani a fost dat deja în urmărire națională, iar polițiștii de investigații criminale din cadrul compartimentului urmărit desfășoară activități specifice în vederea depistării acestuia și clarificării situației sale. Copilul are constituție atletică, ten deschis, înălțime 1,40 m, ochi căprui, greutate 33 de kg, păr șaten, tuns scurt, iar ca semn particular are o cicatrice de 1 cm pe frunte. Nu se cunosc articolele de îmbrăcăminte pe care le purta la data plecării. Polițiștii roagă cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană să contacteze secția 2 Poliție Constanța sau dispeceratul IPJ Constanța la telefon 0241 611 364, interior 20005.